Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel din prea. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Că te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit în numele Tău, îndurările Tale, dăruiește-i Hristoase Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși creștini, dăruindu-le lor biruință și ca din potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruință de biruință. Și acum și pururea și-n vecii vecilor, amin, ocrotitoare, neînfricată și neîncântată. Nu trece cu vederea ceea ce e bună rugăciunile noastre, într-un tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, într-o mare mila Ta, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Când ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și rădăuților, pentru preasfințitul Părintele nostru, Damaschin, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, ne rugăm pentru Părintele nostru, Stareț Arhimandrit Nectarie, din preună cu toți părinții, frații, ostenitori, închinători și binefăcători acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți frații noștri, toți cu cerci și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte. Slavă Sfintei și celei de-o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă Ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc. Mulți se scoală asupra mea, mulți sufletului meu nu este mântuire, nu intru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am adormit cu lacuma că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă pe soare. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am adormit cu lacuma că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sașină grea apăsată peste mine, stricatul sau și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-a și m-a îngârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam,
Cășarele mele s-au umplut de ocări și este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-a și m-a smerit foarte, răcnită de suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau ceea ce căutau sufletul meu și ceea ce căutau cele rele mie, greu de șertăciuni și vigleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustră, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au sămețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit ceea ce mă urăsc pe nedrept, ceea ce răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, mă mărâta Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața. Buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intra în cele mai de jos ale pământului, dar se vor rămânele sabei, părții vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și apă și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă Ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morți o vei face minuni sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nu se nerd din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mărmit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat-mă capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, prea cu urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele din lăuntru meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate binefacerile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăcine viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăție dorirea Ta, în noi se vor cale voltului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voiele sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viață se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât de mare este mila Lui spre cei ce se tem de El.
pe cât sunt de departe răsăritele de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de El, că El a cunoscut sfințirea noastră, dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilului ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin tânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul îngeragă-te scaunul său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni ce vine nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o-mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din viață. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetată la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tinsam către tine mâinile mele, sufletul meu setat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbite Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn ceea ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața, milă Tată, la tine mine dește, arată în calea pe care voi merge, că la tine ridica sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașul meu, că la tine merg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață, tu dreptatea ta scoate din ca sufletul meu. Pe bunătate te stăpește pe vrăjmașul meu și pe de pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, tu dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fărurea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. În pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru preasfințitul Părintele nostru, Damaschin Dorneanul, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru Părintele nostru stareț, Arhimandritul Nectarie, împreună cu părinții și frații, senitorii, militorii, închinătorii, binefăcătorii, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru cărămitorii sării noastre, pentru mai mari orașuri și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru merșugarea roadelor pământului și pentru vremul de pace, Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce crotresc pe uscat, pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpână noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe
pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dă. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh.
Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Cu prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită săpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii prea alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și pentru ca să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru, să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă-ție, Doamne, slavă-ție! Să luăm aminte. Zisa Domnul către ucenicii Săi, acum s-a preamărit Fiul omului și Dumnezeu s-a preamărit în El, iar dacă s-a preamărit Dumnezeu întru el și Dumnezeu îl va preamări pe dânsul în el însuși și îl va preamări îndată. Fiilor, puțin timp mai sunt cu voi, voi mă veți căuta, dar după cum am spus iudeilor, unde mă duc eu, voi nu puteți veni, vă spun și vouă acum. Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. În aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea iubire unii către alții. Doamne, l-a întrebat Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, unde mă duc eu, tu nu poți veni acum, după mine, dar mai târziu vei veni. A întrebat din nou Petru, Doamne, pentru ce nu pot veni după tine chiar acum? Viața mea voi pune-o pentru tine. Atunci Iisus i-a răspuns, viața ta vei pune-o pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun ție că nu va cânta cocoșul până ce nu te vei lepăda de mine de trei ori. Să nu se tulbure inima voastră, aveți credință în Dumnezeu și în mine aveți credință. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, iar dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, vreau să mă duc să vă pregătesc vouă loc. Și dacă mă voi duce și vă voi pregăti vouă loc, iarăși voi veni, și vă voi lua pe voi la mine pentru ca să fiți și voi unde sunt eu. Și unde mă duc eu, voi știți și știți care și știți calea. Zisa Toma către el, Doamne, nu știm unde te duci și calea cum putem să o știm? Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl meu decât numai prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine și pe Tatăl meu l-ați fi cunoscut, dar de acum îl cunoașteți și l-ați văzut.
Filip i-a zis atunci, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Dar Iisus i-a răspuns, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și tu nu m-ai cunoscut pe mine? Cel ce m-a văzut pe mine a văzut și pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne nouă pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le grăiesc eu le spun de la mine, nu le spun de la mine, ci Tatăl care sălășluiește în mine, El însuși face aceste lucruri. Credeți mie că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, iar de nu credeți mie pentru lucrurile acestea. Adevărat, adevărat vă spun vouă că cel ce crede în mine va face și lucruri pe care le fac eu, și mai mari decât acestea va face, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere numele meu, aceea voi face, pentru că Tatăl să se preamărească în Fiul. Orice veți cere numelui meu, în numele meu, eu voi face. Dacă mă iubiți pe mine, păziți poruncile mele, iar eu voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă, ca să vă fie pururea cu voi Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Iar voi îl cunoașteți, căci rămâne la voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa singur pe lume, ci voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu mă va mai vedea. Voi să mă veți vedea, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți înțelege că eu sunt în Tatăl meu și voi în mine, și eu în voi, cel care are poruncile mele le păzește, acela este cel care mă iubește, iar cine mă iubește pe mine, iubit va fi de Tatăl meu și îl voi iubi și eu mă voi arăta lui. L-a întrebat Iuda, nu Iscarioteanul, Doamne, cum se face că vrei nouă să ni te arăți, iar lumii nu? Iisus i-a răspuns și i-a zis, dacă mă iubește cineva pe mine, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi pe el și vom veni la el și locaș la el ne vom face. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Dar cuvântul pe care l-am auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Ce le-am spus vouă, fiindcă încă sunt cu voi, dar Mângâietorul, Duhul cel Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța pe voi toate și vă va aduce aminte despre toate cele pe care vi le-am spus. Pace vă las vouă, pacea mea dau vouă. Nu precum dă lumea, vă dau eu vouă, să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze. Ați auzit că eu v-am spus că mă duc, dar iarăși voi veni la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați bucura că v-am spus mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. V-am spus acestea mai înainte de a se împlini, ca să credeți când se vor împlini. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi, el nu are nimic în mine. Dar lumea va cunoaște că eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl mi-a poruncit, așa fac. Sculați-vă să mergem de aici. Eu sunt adevărata tulpina a viței și Tatăl meu este lucrătorul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește pentru că și mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine însuși, dacă nu rămâne în tulpina viței, tot așa și voi, dacă nu veți rămâne în mine, eu sunt tulpina viței și voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. Dacă vreunul nu rămâne în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare, care s-a uscat și pe care o adună lumea, o aruncă în foc și arde. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți voi și se va da vouă. Dacă veți aduce roadă multă, prin aceasta se va preamări Tatăl meu și mă veți face ucenici ai mei, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa și eu v-am iubit pe voi și rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, pentru că și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea sa. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viața lui să-și o pună pentru prietenii săi.
voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu. De acum nu vă mai zic slujitor, căci slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieten, pentru că toate câte am auzit de la tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada aceasta a voastră să rămână, pentru că Tatăl să se dea orice veți cere de la dânsul în numele meu. Acestea vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că întâi m-a urât pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar urâce al iubi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă: nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face împotriva voastră din pricina numelui meu, căci nu cunosc pe cel ce m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. De n-aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât pe mine și pe tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, că m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine. Și încă voi mărturisiți pentru mine, că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu. Și acestea le vor face pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Iar acestea toate le-au grăit către voi ca să aduceți aminte de ele când va veni vremea, cum că eu vi le-am spus vouă. Dar acestea nu vi le-am spus vouă de la început, fiindcă eram cu voi. Acum însă mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde mergi. Dar pentru că v-am spus acestea, întristarea a umplut inimile voastre. Eu însă vă spun adevărul, că vă este de folos ca să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce eu, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Și El venind, va încredința lumea de păcat, de dreptate și de judecată. De păcat, pentru că oamenii nu cred în mine, de dreptate, pentru că mă duc la Tatăl meu și nu mă mai vedeți, iar de judecată, pentru că stăpânitorul lumii acestea este judecat. Mai am multe de spus vouă, dar acum nu puteți să purtați greutatea lor, ci când va veni acela, Duhul adevărului, vă va învăța pe voi tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va vorbi ce i s-a spus și cele viitoare va vesti vouă. Iar El pe mine mă va preamări, căci din ceea ce este al meu va lua, ca să vestească vouă. Toate câte are Tatăl sunt ale mele, de aceea am zis că ia din ce este al meu ca să vă vestească vouă. Peste puțin timp nu vă veți mai vedea, căci peste puțin timp iarăși mă veți vedea, pentru că eu mă duc la Tatăl meu. Atunci au zis unii dintre ucenicii săi între ei: ce poate însemna oare ceea ce ne spune peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea și că eu mă duc la Tatăl meu? Deci ziceau: ce este mai puțin despre care, ce este acest puțin despre care vorbește? Nu înțelegem ce spune. Însă Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis lor: vă întrebați între voi despre ceea ce am zis, peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea. Adevărat, adevărat vă spun vouă că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preaface în bucurie. Femeia când e să nască se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul nu-și mai aduce aminte durere de bucurie că s-a născut om în lume. Deci voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră
și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi și în ziua aceea pe mine nu mă veți mai ruga de nimic. Adevărat, adevărat vă spun vouă, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da vouă. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Acestea vi le-am spus în pilde, dar va veni ceasul când nu voi mai vorbi vouă în pilde, ci pe față vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și eu zic că eu voi ruga pe Tatăl meu pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește pentru că voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că eu de la Dumnezeu am ieșit. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Au zis ucenicii săi, iată, acum vorbești deschis și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că toate le știi și nu ai trebuință ca să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată vine ceasul și a și sosit ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Acestea le-am grăit către voi ca în mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Astfel a vorbit Iisus, apoi și-a ridicat ochii săi către cer și a zis, Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te preaslăvească pe tine, precum l-ai dat stăpânire peste toată făptura, pentru ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Iar viața cea veșnică este aceea ca să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucruri pe care mi l-ai dat să-l fac. Și acum mă preamărește tu, Părinte, la tine însuți cu slavă pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mi-ai dat mie, cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei l-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine au ieșit. Și au crezut acum că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai tăi și toate sunt ale mele, câte sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și m-am preamărit în ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Părinte Sfinte, păzește-i numele tău pe cei pe care mi-ai dat ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău pe cei care mi-ai dat și i-am păzit și niciunul dintre ei n-a pierit decât numai Fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă vin la tine și aceasta le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria mea să o aibă de plină în ei. Eu le-am dat cuvântul tău, dar lumea i-a urât pentru că nu sunt din lume, precum din lume nu sunt nici eu. Nu mă rog ca să iei din lume, ci ca să-i păzești pe ei de la cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum din lume nu sunt nici eu. Sfințește-i pe ei întru adevărul. Precum m-ai trimis pe mine în lume și eu i-am trimis pe ei în lume. Și pentru ca eu să mă sfințesc pe mine însumi, pentru ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Dar nu numai pentru aceștia mă rog, ci pentru cei care vor crede prin cuvântul lor în mine. Ca tot să fie una precum tu, Părinte, ești în mine și eu în tine, așa și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu mi-ai trimis. Și slava pe care mi-ai dat-o, eu am dat-o lor ca să fie una, precum noi una suntem. Eu în ei și tu în mine, pentru că și ei să fie în chip desăvârșit una și ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și m-ai iubit și i-ai iubit pe ei, precum m-ai iubit pe mine. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia pe care mi-ai dat mie ca să vadă slava mea pe care tu mi-ai dat-o, pentru că m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii. Dar, Părinte drepte, lumea nu te-a cunoscut pe tine, eu însă te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis și le-am arătat lor numele tău și îl voi arăta pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei.
Acestea grăind, Iisus a ieșit împreună cu ucenicii săi, dincolo de pârâul cedrilor, unde era o grădină în care a intrat El și ucenicii săi. Și să strigăm în cămările sufletelor noastre, Tatăl nostru care ești de cer, izbăvește-ne pe noi de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și am și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, mai născut, ceea ce nu știi de nuntă, și Fecioară, ai rămas, Maică nenuntită, născătoare de Dumnezeu Mărie, roagă pe Hristos Dumnezeul nostru, a rugat pe Iuda zicând cărturarul celui fără de rege, ce-mi veți da mie și eu, îl voi da pe el vouă. Iar în mijlocul celor ce se tocmeau, ai stat nevăzut însuși tu, de care era tocmeală. Cunoscătorile de inimi, milostivește spre sufletele noastre. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu milostenie să slujim lui Dumnezeu ca Maria la cină și să nu ne agonisim iubire de argint ca Iuda, ca să fim pururea cu Hristos Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, nu înceta rugându-te totdeauna pe Cel ce L-ai născut în chip de negrăit, ca pe un iubitor de oameni, să mântuiască din primejdii pe cei ce la Tine scapă. Doamne, pruncii de eu strigat ție, iubitor de oameni cu sănătate, iar Iuda cel fără de lege n-am putut să înțeleagă. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. La cina ta, Hristoase, Dumnezeule, zis ai mai înainte ucenicilor tăi, unul din voi va să mă vândă, iar Iuda cel fără de lege n-am putut să înțeleagă. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Întrebând Ioan, Doamne, cine este cel ce va să te vândă? L-ai dovedit pe acela de plin cu mine, iar Iuda cel fără de lege n-a vrut să înțeleagă. Slavă ție, Dumnezeu, Dumnezeu, slavă ție. Cu 30 de argint și cu sărutare vicleană te căutau iudeii să te muncești, Doamne, iar Iuda cel fără de lege n-a vrut să înțeleagă. Slavă ție, Dumnezeu, Dumnezeu, slavă ție. La spălarea ta, Hristoasă, Dumnezeu, ai poruncit ucenicilor tăi, așa să faceți spre cum vedeți, iar Iuda cel fără de lege n-a vrut să înțeleagă. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, zise ucenicilor de Hristoase, Dumnezeu nostru. Iar Iuda cel fără de lege n-a vrut să înțeleagă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Mântuiește din primejdii pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și ocrotitor. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întrebăm pe oameni, Doamne, ospătăm
și pentru ca să ne ducem noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfânta Evanghelie, cea de la Ioan, citire. Slavă-ție, Doamne, slavă-ție! Să luăm aminte. În vremea aceea a ieșit Iisus împreună cu ucenicii săi dincolo de pârâul cedrilor, unde era o grădină în care a intrat El și ucenicii săi. Iar Iuda vânzătorul cunoștea acest loc pentru că adeseori se aduna acolo Iisus cu ucenicii săi. Deci Iuda, luând oaste și slujitori de la căpetenile preoților și de la farisei, a venit în grădină cu felinare, cu făcli și cu arme. Dar Iisus, știind toate cele ce erau să vină asupra sa, a ieșit înainte și a întrebat pe cine căutați, iar ei au răspuns pe Iisus Nazarineanu. Iisus le-a zis, eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era și el cu ei. Când însă le-a spus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Iisus i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Iar ei i-au zis, pe Iisus Nazarineanul. Răspunzând, Iisus le-a zis, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Pentru ca să se împlinească cuvântul pe care l-a zis, din cei pe care mi-ai dat, n-am pierdut pe niciunul. Dar Simon Petru, care avea sabia, a scos sabia și a lovit pe slujitorul arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă, iar numele servitorului era Malhus. Atunci Iisus a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, oare nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl? Deci ostașii cei peste 1000 cu căpetenia lor și slujitorii iudeilor au prins pe Iisus, l-au legat și l-au dus întâi la Ana, fiindcă era socrul lui Caiafa, care era arhiereu în anul acela. Și Caiafa era cel care sfătuise pe iudei că este de folos să moară un om pentru popor. Iar după Iisus mergea Simon Petru și celălalt ucenic. Ucenicul acela însă era cunoscut arhiereului și a intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului, iar Petru a rămas afară la poartă. Deci a ieșit celălalt ucenic care era cunoscut arhiereului și a vorbit cu portărița și a băgat și pe Petru înăuntru. Dar slujnica portărița a zis lui Petru, nu cumva și tu ești unul dintre ucenicii omului acestuia? Nu sunt, i-a răspuns el. Iar servitorii și slujitorii stăteau și se încălzeau, căci făcuseră foc pentru că era frig, și era cu ei și Petru stând și încălzindu-se. Deci arhiereul a întrebat pe Iisus despre ucenicii săi și despre învățătura sa. Iisus i-a răspuns, eu am vorbit lumii pe față. Eu totdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic în ascuns. De ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iată, aceștia știu ce am spus eu. Dar zicând el acestea, unul dintre slujitori care stătea acolo i-a dat lui Iisus o palmă zicând, așa răspuns tu arhiereului. Iisus i-a grăit, dacă am vorbit rău, dovedește acest rău. Iar dacă am vorbit bine, pentru ce mă pălmuiești? Atunci Ana l-a trimis legat la Caiafa, arhiereul, iar Simon Petru stătea și se încălzea. Deci l-au întrebat, nu cumva și tu ești unul dintre ucenicii lui? Dar el s-a lepădat și a zis, nu sunt. Atunci i-a zis unul dintre servitorii arhiereului, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea. Nu te-am văzut eu pe tine în grădină cu dânsul? Dar Petru iarăși s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Deci au adus pe Iisus de la Caiafa în pretoriu și era de dimineață, dar iudeii n-au intrat în pretoriu ca să nu se spurce, ci să mănânce paștile. Și primește pe diavolul, se orbește cu patru nebini de bani, cade din lumină întunecată.
păcatul, că în ce chip ar fi putut vedea cel ce a vândut pe Luminătorul pentru 30 de arginți, iar nouă ne-a răsărit cel ce a pătimit pentru lumină, către care să grăim cel ce ai pătimit și te-ai îndurat de oameni, slavă ție, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Astăzi Iuda se leapă de cinstea lui Dumnezeu și se înstrăinează de har, fiind ucenic, se face vânzător. În obicei, prietenesc ascunde vicleșug și nebunește, socotește că este mai bine a sluji iubirii de argint decât dragostei stăpânului, făcându-se călăuza adunării celei fără de lege, iar noi, având mântuire pe Hristos, pe acesta să-L slăvim. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să dobândim iubirea de frați ca niște frați într-un Hristos, iar nu nemilostivire către cei de-aproape ai noștri, ca să nu ne osândim ca sluga cea nemilostivă pentru bani și ca eu dacă intre fără de niciun folos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preaslăvite s-au grăit de tine, pretutindeni, născătoare de Dumnezeu Marie, că ai născut după trupe Făcătorul tuturor prea lăudată, care nu știi de nuntă. Ucenicul tocmea prețul învățătorului și a vândut pe Domnul pentru 30 de argenți cu sărutare vicleană, dându-l pe el celor fără de lege spre moarte. Slavă ție, Dumnezeu nostru! Slavă ție! Astăzi Făcătorul cerului și al pământului a zis ucenicilor săi, s-a apropiat ceasul și a sosit Iuda cel ce mă vinde, nimeni să nu se lepede de mine văzându-mă pe cruce în mijlocul a doi tâlhari, că pătimesc ca un om și mântuiesc ca un iubitor de oameni pe cei ce cred într-o mine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai zămislit în chip de negrăit în veacul cel mai de pe urmă și ai născut pe ziditorul tău, pe acela roagă-l să mântuiască sufletele noastre. Astăzi Iuda veghează să vândă pe Domnul și Mântuitorul lumii, cel mai înainte de veci, pe Cel ce a săturat mulțimea de oameni cu cinci pâini. Astăzi Cel fără de lege se leagă de învățătorul său și, fiind ucenic, dă pe Stăpânul și vinde cu bani pe Cel ce a săturat mâna pe om. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Astăzi a peronit pe cruce iudeii pe Domnul Slavei, care a tăiat marea cu toiagul și a povățuit în pustie. Astăzi au împuns cu sulița coasta celui ce a rănit Egiptul cu bătăi pentru ei și au adăpat cu fiere pe cel ce le-a plouat mană de mâncare. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, veni spre pătimirea cea de bunăvoie, zis ai ucenicilor tăi, de n-ați putut vegea un ceas împreună cu mine, cum v-ați făgăduit că veți muri pentru mine? Vedeți măcar pe Iuda, cum nu doarme, ci se nevoiește să mă dea celor fără de lege. Ridicați-vă de vă rugați să nu se repede cineva de mine văzându-mă pe cruce, îndelung răbdătorile, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai încăput în pânt pe cele tău, pe cel neîncăput în ceruri. Bucură-te, Fecioară curată, propovăduirea prorocilor, din care ne-a strălucit noi, iarăși, iarăși, cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne între noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Fie, Doamne! S-a sfințit, s-a preaslăvit preasfânt numele de Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Ce pricină te-a făcut, Iuda, vânzător mântuitorului?
și mare milă Lui se propovăduiește. Și pentru ca să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei se va citi. Slavă-ție, Doamne, slavă-ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, prinzând pe Iisus, ostașii l-au dus la Caiafa, arhiereul, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Iar Petru a mers după dânsul de departe până la curtea arhiereului și, intrând înăuntru, sta cu slujitorii ca să vadă sfârșitul. Iar căpetenile preoților, bătrânii și tot sfatul căutau mărturii mincinoase împotriva lui Iisus ca să-L omoare și nu găseau, deși veniseră mulți martori mincinoși. Mai pe urmă însă au venit doi martori mincinoși și au spus: acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu în 3 zile și să-l zidesc. Și sculându-se, arhiereul a întrebat: nu răspunzi nimic la ce mărturisesc împotriva ta acești oameni? Dar Iisus tăcea. Atunci, întrebându-l, arhiereul i-a zis: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui nouă dacă ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns: tu ai spus. Eu însă vă spun vouă că de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci arhiereul și-a rupt hainele sale zicând: a adus blasfemie lui Dumnezeu, ce ne mai trebuie alte mărturii? Iată, ați auzit blasfemia lui, ce credeți? Iar ei răspunzând au zis: este vinovat de moarte. Atunci au scuipat în obrazul lui și l-au bătut cu pumnii, iar unii îi dădeau palme zicând: prorocește-ne, Hristoase, cine este cel ce te-a lovit? Iar Petru stătea afară în curte și a venit la el o slujnică zicând: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor zicând: nu știu ce zici. Iar când a ieșit el la poartă, l-a văzut altă slujnică și a zis celor de acolo: și acesta era cu Iisus Nazarineanul. Dar el iarăși s-a lepădat cu jurământ că nu cunoaște pe omul acesta. Peste o clipă însă, apropiindu-se, cei care stăteau acolo au zis lui Petru: cu adevărat și tu ești dintre ei, pentru că și graiul tău te dă pe față. Atunci el a început să se blesteme, să jure că nu cunoaște pe omul acesta. Și îndată a cântat cocoșul. Atunci Petru și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus, care îi spunea: mai înainte de a cânta cocoșul, de 3 ori te vei lepăda de mine. Și ieșind afară, a plâns cu amar. Dar aș fi putut să aduc înainte mai mult decât 12 legiuni de îngeri, dar rabdând de lung ca să împlinească cele ce am arătat vouă prin prorocii mei, cele nearătate și ascunse. Doamne, slavă ție! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! De 3 ori de vreme, gata, a cunoscut ceea ce s-a zis lui, dar ți-a adus ție lacrimi de pocăință. Doamne, fii mie milostiv și mă mântuiește pe mine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și iară și bună și vecii vecii, Doamne. Apoi ceea ce este ușă de mântuire și grădină veselitoare și nora luminii cele veșnice, să lăudăm, să lăudăm toți pe Sfânta Fecioară, zicându-i: călcătorilor de lege, ce ați auzit de la Mântuitorul nostru? Au nadat el legea și învățăturile prorocilor, dar cum ați gândit să dați lui Pilat pe Dumnezeu, cuvântul cel din Dumnezeu și izbăvitorul sufletelor noastre?
Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să se răstignească, strigau cei ce se îndestulau pururea cu darurile tale și cereau pe făcătorul de rele în locul făcătorului de bine, ucigașii dreptilor. Iar tu, tăceai, Hristoase, suferind necuviința lor, vrând să pătimești și să ne mântuiești pe noi ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și vecii vecilor. Amin. Pentru că nu avem îndrăznire pentru multele păcatele noastre, Tu pe Cel ce s-a născut din Tine, roagă-L născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoința Stăpânului nu trece cu vederea rugăciunile păcătoșilor prea curată, că milostiv este și poate să mântuiască Cel ce a primit apătimii pentru noi. Pus al 30 de argenți prețul celui prețuit pe care l-au prețuit fiii lui Israel. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită, că Duhul este osărduitor, iar Duhul neputincios, pentru aceasta privegheați. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! Dat-o mi-au spre mâncarea mea fiere și în setea mea la odăpat cuțet, iar Tu, Doamne, înviază-mă și le voi răspăti lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi cei din neamuri Te lăudăm pe Tine, preacurată născătoare de Dumnezeu, că ai născut pe Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce prin Tine a liberat pe oameni din blestem. Iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii prealții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O, cum Iuda cel ce era mare, mergând azi spre oților, ce vezi, da mie
și pentru a ne vrecine asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă-ție, Doamne, slavă-ție! Să luăm aminte! În vremea aceea au dus pe Iisus de la Caiafa în pretorul și era de dimineață. Iar iudeii n-au intrat în pretorul ca să nu se spurce, ci ca să mănânce Paștele. Atunci Pilat a ieșit afară la ei și a întrebat, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Ei au răspuns și au zis, dacă n-ar fi fost acesta un făcător de rele, nu l-am fi dat ție. Dar Pilat le-a zis, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Iar iudeii au răspuns, nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. Pentru ca să se împlinească cuvântul pe care Iisus l-a zis, însemnând cu ce moarte avea să moară. Dar Pilat a intrat înapoi în pretoriu, a chemat pe Iisus și a zis, ești împăratul iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici aceasta sau alții ți-au spus-o despre mine? Răspuns a Pilat, oare eu sunt iudeu? Neamul tău și căpetenile preoților te-au dat în mâinile mele, ce ai făcut? Iisus i-a răspuns, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci Pilat i-a zis, așadar ești tu împărat? Iisus i-a răspuns, bine zici tu că eu sunt împărat. Eu spre aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume ca să mărturisesc adevărul. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Ce este adevărul? A întrebat Pilat. Și zicând aceasta a ieșit din nou la iudei și le-a zis, eu nu găsesc în el nicio vină. Este însă la voi obiceiul ca de Paști să vă eliberez pe un vinovat. Deci voiți să vă eliberez pe împăratul iudeilor? Dar ei toți au strigat iarăși zicând, nu pe acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba era tâlhar. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a poruncit să-l bată cu biciul. Și ostași împletind cu lună de spine, au pus-o pe capul lui și l-au îmbrăcat cu o mantie roșie. Și apropiindu-se de el, ziceau, bucură-te împăratul iudeilor și îi dădeau palme. Deci a ieșit afară Pilat iarăși și a zis către ei, iată, vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Deci a ieșit Iisus afară purtând cununa cea de spin și mantea cea roșie. Iar Pilat a zis către ei, iată omul. Dar când l-au văzut că căpetenile preoților și slujitori au strigat, zicând, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis, luați-l voi și îl răstigniți, căci eu nu găsesc în el nicio vină. Iar răspuns iudeii, noi lege avem și după legea noastră el trebuie să moară, căci s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit acest cuvânt Pilat, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis, cu mine nu vorbești. Oare nu știi că am putere să te eliberez și puterea am să te răstignesc? Iisus i-a răspuns, nu aveam nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea cel care m-a dat în mâna ta mai mare păcat are. De atunci Pilat căuta să-l elibereze, dar iudeii strigau și ziceau, dacă îl vei elibera pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Oricine se face pe sine împărat, stă împotriva cezarului. Deci când a auzit aceste vorbe, Pilat a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecată în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabata. Și era ziua pregătirii Paștilor, vineri, pe la ceasul al șaselea. Și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru. Dar i-au strigat din nou, ia-l, ia-l, răstignește-l. Să-l răstignesc pe împăratul vostru, i-a întrebat Pilat. Căpetenile preoților au răspuns, n-avem împărat decât numai pe cezar. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească. Poporul cel călcător de lege a răstignit pe Domnul slavei pe cruce, atunci s-a rupt catapeteasma templului,
soarele s-a întunecat, nesuferind să vadă, v-a jucorit pe Dumnezeu, de care se cutremură toate, acelia să ne închinăm. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ucenicul s-a lepădat, iar tâlharul a strigat, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Facă lumea, Doamne, cel ce bine ai voit a luat rob din fecioară pentru rob, ca să te lăudăm cu un glas, iubitorule de oameni. Pentru binele pe care le-ai făcut în casă, ne-am iudaic, te-au sândit să te răstignească, adăpându-te coțet și piere. Și le dă lor, Doamne, după faptele lor, că n-au cunoscut milostivirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! N-au fost îndestulate în Hristoase mulțimile iudaice cu vânzarea, ci încă clătinau cu capetele aducându-ți batjocură și hulă. Și le dă lor, Doamne, după faptele lor, pentru că au gândit asupra ta de șertăciune. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Nici pământul care s-a cutremurat, nici pietrele care s-au despicat, n-au plecat de pe iudei. Nici catapeteasma templului, nici învierea morților. Și le dă, lor, Doamne, după faptele lor, că au gândit asupra ta de șertăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și știu că s-a întrupat din tine, de Dumnezeu născătoare, ceea ce una ești curată, una binecuvântată. Pentru aceasta, lăudându-te neîncetat pe tine, te mări. Acestea zice
iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Fie stăpânirea împărățită, binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie după Matei se va citi. Slavă-ți-e, Doamne, să luăm aminte. În vremea aceea, văzând Iisus, a fost că a fost osândit la moarte, Iuda, cel care l-a vândut, s-a căit și s-a întors căpetenilor preoților și bătrânilor cei 30 de arginți zicând, am greșit căci am văzut sânge nevinovat. Iar ei au răspuns, ce ne privește pe noi? Tu vei da seama. Și el, aruncând arginții în templu, a plecat de acolo și s-a dus de s-a spânzurat. Iar căpeteniile preoților, adunând arginții, au zis, nu se cuvine să-i punem în vestiria templului, deoarece sunt presi de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu ei țarina Ularului pentru îngroparea străinilor. De aceea s-a numit țarina aceea țarina sângelui până ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit ceea ce s-a spus prin prorocul Ieremia, care zice, și-au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit,
care s-a prisuit de fiii lui Israel și i-au dat pe țarina Ularului, așa cum mi-a spus mie Domnul. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul zicând, Tu ești împăratul iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns, Tu zici. Dar când îl învinuiau căpeteniile preoților și bătrânii, nu răspundea nimic. Atunci i-a zis Pilat, Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva ta? Însă nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte mult. Iar la sărbătoarea Paștelor, dregătorul avea obicei să elibereze pentru popor un vinovat pe care îl voiau ei. Și aveau atunci un vinovat vestit care se numea Baraba. Deci, adunați fiind ei, le-a zis Pilat, pe care voi să vi le eliberez? Pe Baraba sau pe Iisus care se cheamă Hristos? Căci știa că din răutate l-au dat lui. Și pe când ședea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui a trimis la el acest cuvânt, Nimic să nu faci dreptului acestuia, căci multe am suferit astăzi în vis pentru dânsul. Căpeteniile preoților și bătrânii îndemnau însă poporul să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă. Dar dregătorul răspunzând i-a întrebat, pe care dintre cei doi voi să vă eliberez? Iar ei au răspuns, pe Baraba. Atunci Pilat le-a zis, dar ce voi face cu Iisus care se cheamă Hristos? I-au răspuns cu toții să se răstignească. Dregătorul a zis iarăși către ei, dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau și ziceau să se răstignească. Deci văzând că nimic nu folosește, ci mai multă gâlceavă se face, Pilat a luat apă, s-a spălat pe mâini înaintea mulțimii și a zis, Nevinovați sunt de sângele dreptului acestuia, voi veți da seama. Și răspunzând tot poporul a zis, Sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și atunci l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, bătându-l, l-a dat să fie răstignit. Atunci ostașii dregătorului, ducând pe Iisus în pretoriu, i-au adunat în jurul lui toată mulțimea ostașilor și dezbrăcându-l, l-au îmbrăcat cu o mantie roșie. Apoi, împletind-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și o trestie în mâna sa cea dreaptă și, îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de dânsul, zicând, Bucură-te, împăratul iudeilor! Și scuipând asupra lui, luau trestia și îl băteau peste cap. Iar după ce l-au batjocorit, l-au dezbrăcat de mantia roșie și l-au dus să-l răstignească. Însă ieșind cu dânsul afară, au găsit pe un om din Cirena cu numele Simon și pe acesta l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Neaflând vină întru tine, a slobozit pe vinovatul Baraba, iar pe tine cel drept te-a judecat spre pierdere, agonisindu-și păcatul uciderii. Cidelelor, Doamne, răsplătirea lor, că au cugetat asupra ta cele deșarte. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel de care toate se înfricoșează și se cutremură și pe care toată limba laudă, pe Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, preoții l-au lovit cu palme peste obraz și i-au dat fiere. Și toate a primit ale pătimii, vrând să ne mântuiască pe noi de fără de legile noastre, cu sângele Său ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut prin cuvânt, mai presus de cuvânt, pe Făcătorul Tău, pe acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre. Doamne, Tu ce ai primit însuțitor pe tâlhar, care și-a întinat mâinile în sânge, numărnește pe noi împreună cu El ca un bun și de oameni iubitori. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție, cu
subțin glas a slăvozit în harul de cruce și mare credință a aflat. Într-o clipeală s-a mântuit și întâi el, deschizând ușile raiului, a intrat. Cel ce ai primit pocăința aceluia, Doamne, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Bucură-te ceea ce ai primit prin înger bucuria lumii! Bucură-te ceea ce ai născut pe Făcătorul tău și Domnul! Bucură-te ceea ce te-ai hrănit și a fi Maică lui Hristos, Oh!
ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Să nu prezumim ca iudeii că Paștele noastre, Hristos, pentru noi s-a jertfit, ci să ne curățim pe noi înșine de toată întinăciunea și curat să ne rugăm Lui. Înviază, Doamne, mântuiește-ne pe noi ca un iubitor de oameni. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Crucea ta, Doamne, este viață și înviere poporului tău. Și spre ea nădăjduind, te lăudăm pe tine, Dumnezeul nostru, cel ce te-ai răstignit pentru noi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și în urmă și în vecii vecilor, amin. Văzându-te, Hristoase, răstignit ceea ce te-a născut, a grăit, ce taină străină este aceasta ce văd, Fiul meu, cum ori fiind pironit cu trupul pe lemn, Dătătorule de viață. De Dumnezeu Născătoare și Purura Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. S-a preaslăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ca să ne vicinui asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. În vremea aceea au dus ostașii pe Iisus înăuntru curții, adică în pretoriu, și-au adunat toată oastea. L-au îmbrăcat cu o mantie roșie și pletind-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap. Apoi au început să îi se închine zicând, bucură-te împăratul iudeilor, și îl băteau peste cap cu trește și îl scuipau. Și punându-se în genunchi, îi se închinau, iar după ce l-au bajocorit, l-au dezbrăcat de mantia cea roșie și l-au îmbrăcat cu hainele sale, apoi l-au dus afară ca să-l răstignească și au silit pe un trecător, anume Simon Cirineul, care venea din țarină tatălui Alexandru și al lui Ruf, ca să-i ducă crucea, și l-au dus la locul numit Golgota,
care se târcuiește locul căpățânii, și i-au dat să bea oțet amestecat cu smirnă, dar dânsul n-a luat. După ce l-au răstignit, au împărțit hainele sale, aruncând sorții ca să știe ce se ia fiecare. Iar când l-au răstignit, era ceasul al treilea și vina sa era scrisă deasupra împăratului deilor. Iar cu dânsul împreună a răstignit doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga sa. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, și cu cei fără de lege s-a socotit. Iar cei ce treceau pe acolo își băteau joc de dânsul, clătinându-și capetele lor și zicând, Hei, cel care dărând templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți și te coboară de pe cruce. Asemenea, încă și căpetenile preoților împreună cu cărturarii, bătându-și joc, ziceau unii către alții, pe alții a mântuit, dar pe sine nu se poate să se mântuiască. El, Hristosul, Împăratul Israel, să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem în El. Acela gustând a călcat porunca Făcătorului, iar acesta împreună răstignind ți-a mărturisit Dumnezeu pe Cel ce se tăinuia. Pomenește-ne și pe noi, Mântuitorule, într-o împărăția Ta. Fericiți cei milostivi, ca aceia se vor minui. Pe Făcătorul legii l-au cumpărat cei fără de lege de la ucenic și ca pe un călcător de lege l-au pus de față înaintea judecății lui Pilat, strigând, răstignește pe Cel ce le-a dat lor bană în pustie. Iar noi, urmând în harului celui drept, să grăim cu credință. Pomenește-ne și pe noi, Mântuitorule, într-o împărăția Ta. Fericiți să cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Mulțimea ucigătorilor de Dumnezeu, neamul iudeilor, cel fără de lege, nebunește, striga către Pilat, răstignește pe Hristos, cel nevinovat. Și mai virtuos cereau ei pe Barava. Iar noi grăim cu glasul tâlharului celui recunoscător. Pomenește-ne și pe noi, Mântuitorule, într-o împărăția Ta. Fericiți săgătorii de pace, ca aceia cu asta tacea purtătoare de viață, revărsându-se ca un izvor din Eden, adapă Hristoase biserica ta ca pe un rai cuvântător, de unde, împărțindu-se, ca la început în patru evanghelii, adapă lumea veselind făptura și învățând neamurile să se închine cu credință împărăției tale. Fericit să cei prigoniți pentru dreptate, ca acelora este împărăția cerului. Răstignit te-ai pentru mine, ca să-mi izvorăști mie iertare. Împunsul te-ai încoastă ca să-mi țâșnești păraie de viață. În piroane te-ai pironit ca prin adâncul patimilor tale, crezând eu înălțimii puterii tale să-ți cânt. Dătătorule de viață, Hristoase, slavă și crucii tale și patimii tale, Mântuitorule. Fericit să-ți fie că vă vor opără și vă vor prigoni și păzi și tot cuvântul rău împotriva. Când te-ai răstignit, Hristoase, toată făptura văzându-te s-a cutremurat. Temeliile pământului s-au clătinat de frica puterii tale, luminătorii s-au ascuns și catapeteasma templului s-a rupt. Munții s-au cutremurat și pietrele s-au despicat și tâlharul cel credincios grăiește cu noi, Mântuitorile, pomenește-ne într-o împărăția ta. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în cer. Zapisul nostru l-ai rupt, Doamne, și socotindu-te între cei morți, ai legat pe tiranul cel de acolo, scăpând pe toți de legăturile morții cu învierea ta, prin care ne-a luminat, Doamne, iubitor de oameni și grăinție, pomenește-ne și pe noi, Mântuitorule, într-o împărăția Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt, toți credincioși și cu un gând după vrednicie a slăvit să ne rugăm. Unimea Dumnezeirii ce este în trei ipostasuri, care rămâne neamestecate, singură prin sine, nedespărțită și neapropiată, prin care ne izbăvim de focul pedepsei. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Maică Ta, Hristoase, care Te-a născut fără de sămânță după trup și a rămas adevărat Fecioară nestricată și după naștere, pe aceasta aducem Ție spre rugăciune, Stăpâne mult milostive, ca să se dăruiască iertare de greșeale celor ce strigă pururea. Pomenește-ne și pe noi, Mântuitorule,
într-o împărăția ta. Iarăși, iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, săpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Noi înșine și unii prea alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că venite laudă toate puterile cereție, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune să luăm aminte. Părinte, hainele mele doroși, pentru cămașa mea ajutător. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia minte la mine pentru ce m-ai părăsit. Împărțita hainele mele doroși, pentru cămașa mea ajutător. Împărțita hainele mele doroși, pentru cămașa mea ajutător. Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelia, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea, venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, ostașii i-au dat lui Iisus să bea vin amestecat cu fiere, dar gustând n-a voit să bea. Iar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele sale, aruncând sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de prorocul, au împărțit hainele mele lor, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți. Apoi ostașii au stat jos și îl păzeau acolo, iar deasupra capului i-au pus vina sa scrisă, acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Tot atunci au răstignit împreună cu dânsul doi tâlhari, unul de-al dreapta și altul de-a stânga sa. Iar trecătorii își băteau joc de el, clătinând capetele lor și zicând, Tu, cel ce dărâm templu și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Asemenea și căpetenile preoților împreună cu cărturarii și cu bătrânii își băteau joc și ei de dânsul și ziceau, Pe alții i-a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este împăratul lui Israel să se coboare acum de pe cruce și mă încrede în el, s-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum dacă îl iubește, căci a zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. În același chip îl ocoreau și tâlharii cei răstigniți împreună cu dânsul, dar la ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare zicând, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Însă unii dintre cei care stăteau acolo, auzind acestea, ziceau, pe Eli îl strigă acesta. Și îndată, unul dintre ei, alergând și luând un burete, l-a umplut cu oțet și punându-l într-o trestie, i-a dat să bea. Iar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască. Dar Iisus, strigând încă o dată, cu glas mare și-a dat Duhul. Și iată, catapeteasma templului s-a rupt în două, de sus până jos, iar pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat.
și ieșind din morminte după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Iar sutașul și cei care păzeau împreună cu El pe Iisus, văzând cu tremurul și cele ce s-au întâmplat, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost omul acesta. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este cu mine. Ție uneam greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca. Că iată într-o fără de lege m-a zâmislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârstos decât zăpadă de fel. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărești. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-i fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nouă va ucise. Fă bine, Doamne, în bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Și pentru ca să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă! Să luăm aminte. În vremea aceea duceau la moarte împreună cu Iisus și doi făcători de rele. Și când au ajuns la locul ce se cheamă al căpățânii, l-au răstignit acolo pe dânsul și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Iisus însă zicea, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și au împărțit hainele lui aruncând sorți. Iar poporul sta și privea și împreună cu căpeteniile își băteau joc de Iisus, zicând, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască și pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. De asemenea își băteau joc de dânsul și ostașii care se apropiau, aducându-i oțet și zicând, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Iar deasupra lui era o tăbliță scrisă cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Iar unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea, zicând, dacă ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și pe noi. Dar celălalt răspunzând, îl certa pe dânsul, zicând, nu te temi de Dumnezeu, tu care ești în aceeași osândă. Noi însă, după dreptate, suntem osândiți, căci primim cuvenita răsplată pentru fără de legile noastre. Dar acesta n-a făcut niciun rău. Apoi a zis către Iisus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Iar Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun ție că astăzi vei fi împreună cu mine în rai. Și era acum ca la ceasul al șaselea și întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat, iar catapeteasma templului s-a rupt prin mijloc.
Atunci Iisus, strigând cu glas mare, a zis, Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Și aceasta zicând și-a dat Duhul. Iar sutașul, văzând ceea ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu, zicând cu adevărat omului Dumnezeu, omul acesta drept a fost. Și toate mulțimile care se adunaseră la priveliștea aceasta, văzând cele întâmplate, se întorceau, bătându-și piepturile lor. Iar toți cunoscuții săi și femeile, care veniseră după dânsul din Galileea, stăteau departe privind acestea. Slavă Neruglămei tale, Doamne! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Că tine râzi de dimineață, tu cel pentru milostivire te-ai deșertat pe tine, cel neschimbat pentru cel căzut și până la patimă te-ai plecat. Cercești fără de patimă cuvintea lui Dumnezeu. Pace Doamne, iubitorul de oameni, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Dacă și-au spălat picioarele și mai înainte s-au curățit cu împărtășirea dumnezeiștii tale taine, Hristoase, slujitorii tău s-au suit acum împreună cu tine din Sion, la muntele cel mare al măslinilor, laudându-te pe tine, cel ce ești iubitor de oameni. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Zisai, vedeți, prietenilor, nu vă tulburați, acum s-a apropiat ceasul ca să fiu prins și să fiu dat morții de mâine celor fără de lege și toți veți risipi lăsându-mă pe mine. Însă vă voi aduna iarăși ca să mă vestiți pe mine cel viitor de oameni. La tine alergiți de dimineață, cel ce pentru milostivire te-ai deșertat pe tine, cel ce e. Cel ce ești fără de patimă, cuvinte al lui Dumnezeu, pacea ta dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Iarăși cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită Stăpâna noastră, Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară, Maria, cu Sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Pe Cel ce s-a răstignit pentru noi, veniți cu toții să lăudăm că pe acela l-a văzut Maria pe lemn și a zis, deși rabs răstignire, Tu ești Fiul și Dumnezeul. Văzând mielușeaua, Maria pe mielușelul său tras spre junghiere, mergea după el zdrobit împreună și cu alte femei strigând așa, Unde mergi, Fiule? Pentru ce faci această călătorie gravnică? Au doară este iarăși altă nuntă în Cana și acolo te grăbești acum ca să le mai faci lor vin din apă? Oare merge voi cu tine, Fiule, sau voi aștepta mai bine? Dă-mi cuvânt, cuvinte, nu mă trece tăcând, cel ce mai păzi curat, că Tu ești Fiul și Dumnezeul meu. Sinaxar, în luna lui aprilie, în ziua 22-a, facem pomenirea Sfântului Erar Teodor Sicheotul, episcop de Anastasiopole în Galatia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Apostol Natanael sau Simon Zilotul, unul din cei 12 apostoli. Pomenirea Sfântului Mucenic Neah, care prin foc s-a săvârșit. Pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70, Luca și Clement. Pomenirea Sfântului Eraș Soter, Papa Romei. Pomenirea Sfinților Mucenice Pipode și Alexandru din Lyon, în Franța, care au pătimit în timpul împăratului Marc Aurel. Pomenirea Sfântului Mucenic Leonida, tatăl marelui cărturar Origen din Alexandria. Pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Caius I, Papa Romei. Pomenirea Sfântului Mucenic Victorin. Pomenirea Sfântului Erar Leo, episcop de Saint în Franța. Pomenirea Sfântului Cuvios Vitalie de la Mănăstirea Ave Serid din Gaza, în Palestina.
pomenirea sfinților mucenici și frați buni din familia Atwalt din Anglia, pomenirea sfinte cuvioase oportuna stareță la Montreuil în Franța, pomenirea sfinte cuvioase seniorina stareță la Basco lângă Braga în Portugalia, pomenirea sfântului sfințit nou mucenic din Rusia, preotul Eustachie, care a pătimit în timpul regimului comunist, pomenirea sfântului sfințit nou mucenic din Serbia, episcopul Platon de Banja Luka, care a fost ucis de către ostașii catolici în Croația în anul 1941. Și tot într-o această zi, în Sfânta și Marea Vine, se prăznuiesc Sfintele și Mântuitoarele și Înfricoșătoarele pătimiri ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Scuipările, lovirile peste față, palmele, insultele, batjocurile, haina mincinoasă de porfiră, trestia, pletele, oțetul, viroanele, sulița, și înainte de toate crucea și moartea pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul recunoscător care a fost răstignit împreună cu El. Deși mort pe cruce ești viu, Dumnezeu, căci Tu ești cuvinte Fiului Dumnezeu. Când tâlharul a strigat, Doamne, pomenește-mă, atunci raiul cel încuiat ușile și-a descuiat. Prin milostivirea Ta cea mai presus de fire, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul al lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Răudății cel potrivnice lui Dumnezeu, Dumnezeu ești tineri laudat pe față, iar asupra lui Hristos, întărătându-se adunarea cea fără de rege, sfătuiește cele deșarte și gândește să ucidă pe cel ce ține viața în mână, pe care toată cultura binecuvintează, slăvindu-L în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Zis ai Hristoase ucenicilor, scuturați acum somnul de pe ploape și la rugăciune privegheați, ca să nu pieriți într-o ispită. Și mai vârtos tu, Simone, că celui mai tare este ispita mai mare. Înțelege-mă, Petre, pe mine, pe care toată făptura mă binecuvântează, slăvindu-mă în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cuvânt necucernic niciodată nu voi scoate din buzele mele, stăpâne, zis a Petru. Cu tine voi muri ca un recunoscător, de s-ar și lepăda de tine toți, că nu trupul și sângele, ci Tatăl tău te-a descoperit mie, pe care toată făptura te binecuvintează, slăvindu-te în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Adâncul înțelepciunii celui Dumnezeu și al științei cu totul l-ai cercat și în oianul judecăților mele nu l-ai ajuns, omule, a zis Domnul. Deci, prin trup, nu te lăuda, că de trei ori te vei lepăda de mine, pe care toată făptura mă binecuvintează, slăvindu-mă în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Te lepezi, Simone Petre, de ceea ce vrei să faci curând, precum s-a zis. Și fără zăbavă, venind la tine o slujnică, te va spăimânta, a zis Domnul. Dar plângând cu amar, mă vei afla milostiv pe mine, pe care toată făptura mă binecuvintează, slăvindu-mă în veci. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, gândându-și prea înălțându-și pe dânsul într-o toți vecii. Chipul răutății cele potrivnice lui Dumnezeu, Dumnezeiești tineri pe față lăudat, iar asupra lui Hristos întărâtându-se adunarea fără de lege, sfătuiește cele deșarte și gândește să ucidă pe cel ce ține în mână viața, care toată făptura binecuvintează, slăbindu-L în veci. Pe născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Ce a pierdătoare a celor ce vor
viață pe care îl slăbim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împojurat-o te-a luat ca niște câini și te-a lovit, împărate, cu palme peste umbrăți și te-a întrebat, mărturisind minciunea asupra ta și toate pe toți ai iubit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ne cunoscând nelegiuiții legea și citind în zadar glasurile prorocilor, ca pe o aie te-au dărât pe tine, stăpânul tuturor, ca să te junghie fără lemnate pe tine, pe care te curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și purura Picioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii ca alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Pe tine te laudă toate puterile cerești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ca să ne vrecine asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte.
În vremea aceea stăteau lângă crucea lui Iisus mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis maicii sale: Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o în casa sa. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mesete. Și era acolo un vas plin cu oțet. Atunci ostașii, punând în vârful unei trestii de isop un burete muiat în oțet, l-a dus la gura lui. Și dacă a luat oțetul, Iisus a zis: Săvârșitul s-a. Și plecându-și capul, și-a dat duhul. Iar iudeii, de vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele celui din tâi, asemenea și ale celuilalt răstignit împreună cu el. Venind însă la Iisus, dacă au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași cu sulița a împuns coasta sa și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și adevărată este mărturisirea lui. Și acela știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Că s-a făcut acestea ca să se împlinească Scriptura: Niciun os din trânsul nu se va zdrobi. Și iarăși altă Scriptură care zice: Vor privi la acela pe care l-au împuns. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina, lăudați-L pe El cerurile, cerurilor și apa cea mai presus de ceruri. Să laude numele Domnului, că El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a silit. Pusulea pe El în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul tot ce e de pe pământ, balaure și toate adâncurile. Popul grindina să vadă gheața viitorul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii ceruritori și toți cedrii. Fiarele și toate animalele, târătoarele și păsările și descurătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța cuntea poporului său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpani și în satire se cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va înălța pe cei blânzi și va mântui. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor. Ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsii judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi. Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavii Lui. Toată făptura s-a schimbat, adică văzându-te pe tine, Hristoase, pe cruce răstignit. Soarele s-a întunecat și temeliile pământului s-au cutremurat. Toate au pătimit împreună cu Tine, Cel ce ai zidit toate, Cel ce ai răbdat de voie pentru noi, Doamne, slavă Ție! Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în amătută. Poporul cel nelegiuit și nedrept, pentru ce cugeți acele deșarte? Pentru ce a judecat spre moarte pe Cel ce este viața tuturor? Minune mare, Făcătorul lumii s-a dat în mâinile celor fără de lege și s-a înălțat pe lemn iubitorul de oameni, ca să slăbozească din iad pe cei legați care strigă: Îndelung răbdătorule, Doamne, slavă Ție! Lăudați-L pe El în timpanii și în ore, lăudați-L pe El în strune și în organe. Astăzi, văzându-te pe Tine cuvinte, spânzurând pe cruce fecioara cea fără prihană, tânguindu-se cu milă ca o maică, s-a rănit la inimă cu amar și suspinând cu durere din adâncul sufletului, zgâriindu-și obrazul să-i crimina. De aceea, în piept, bătându-se, striga cu jale: Vai mie, Dumnezeescule Fiu, vai mie, lumina lumii, cum ai apus de la ochii mei mielului Dumnezeu.
pentru care oștile celor fără de trupuri erau cuprinse de spaimă, zicând, Cel ce ești necuprins, Doamne, slavă Ție! Lăudați-L pe neînchembare, vine răsunătoare, lăudați-L pe neînchembare de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Pe lemnul sfânit, văzându-te, Hristoase, pe tine Făcătorul și Dumnezeul tuturor, ceea ce te-a născut fără sămânță, a strigat cu amar, Fiul meu, unde a pus frumusețea chipului tău, nu supăra te vedea răstignit fără dreptate. Însă grăbește de te scoală ca să văd și eu învierea ta din mort, cea de a treia zi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dezbrăcat-o m-a pe mine de hainele mele și m-a îmbrăcat cu haine roșie, pus-o pe capul meu cu lună de spin și mi-a dat trestie în mâna cea dreaptă ca să-i sfărâng pe ei ca pe vasele olarului. Și acum și pădurea și în vece veșilor, amin. Spatele meu l-am dat spre bătăi și fața mea nu am întors-o de la scuipări. Înaintea judecății lui Pilat am stat și răstignirea am răbdat pentru mântuirea lumii. Ție slavă și că vine Domnul Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pădurea și în vece veșilor, amin. Și pentru ca să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimatea, sfetnic cu bun nume, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu și îndrăznind a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând și chemând pe sutaș l-a întrebat dacă a murit de mult. Și aflând de la sutaș, a dăruit lui Iosif trupul mort. Atunci Iosif, cumpărând giulgiu de in și pogorând pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosie, priveau unde l-au pus. Slavă-te, lucrătării tale, Doamne! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumină! Mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slava lui Dumnezeu Tatăl la lumii. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului. Miluiește!
Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor, sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cere bune de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Cealaltă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși, de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și ni prea alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Pe Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Pe noi, Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pentru ca să ne învrecinească cu ta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Slavă ție, Doamne! În vremea aceea, Iosif cel din Arimateea, fiind și el ucenic al lui Iisus, dar înascuns, de frica iudeilor a rugat pe Pilat să-i dea voie să ridice trupul lui Iisus de pe cruce. Și Pilat i-a dat voie, a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Și a venit și Nicodim, cel care venise mai înainte, noaptea la Iisus și a adus amestecătură de smirnă și de aloie, ca la 100 de litre. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în pânza de in cu mirescă, după cum au iudeii obiceiul să înmormânteze. Iar în locul unde a fost răstignit era grădină și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese îngropat nimeni. Astfel, din pricina vinerii iudeilor, l-au pus pe Iisus acolo, pentru că mormântul era aproape. Slavă de lucrării tale, Doamne! Slavă ție, Doamne, slavă Amen.
Oh,
cruce, a căzut frică și cutremur asupra făpturii, de vreme ce și pământul l-ai oprit, se lunghită pe cei ce te-au răstignit, și iadului ai poruncit să sloboadă din sine, pe cei ce erau mai dinainte legați, judecătorule al celor vii și al celor morți, cel ce spre înnoirea oamenilor ai venit, să dai viață, iar nu moarte, iubitorule de oameni, slavă ție! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, acum se pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. În ziua aceea care este după vineri, s-au adunat căpetenile preoților și fariseii la Pilat și i-au zis: Stăpâne, ne-am adus aminte că amăgitorul acela a spus, fiind încă în viață, că după 3 zile mă voi scula. Deci poruncește să fie bine păzit mormântul până a 3-a zi, ca nu cumva ucenicii săi, venind noaptea, să-l fure și să spună poporului că s-a sculat din morți. Atunci va fi rătăcirea cea mai de pe urmă, mai rea decât cea din tâi. Pilat însă le-a spus, aveți păzitori, mergeți și întăriți mormântul cum știți. Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul, punând pază și au pecetluit groapa. Slavă de Domnului, Doamne! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Bine să ne mărturisi, Domnule, și cântat numele Tău prea înalt, arăsă dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne zbăvește de cel vicleu. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm, Ți auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru preasfințitul Părintele nostru, Damaschin Dorneanul, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru Părintele nostru Stareț Arhimandritul Nectarie, împreună cu părinții, frații, stenitori, miluitori, închinători și binefăcătorii acestui sfânt locaș, ne rugăm pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri romonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei într-un Hristos, frații ai noștri. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători a acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitori ai sfânt locașului acestuia și pentru toți și menate adormiți, părinții frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru tot poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Binecuvântează. Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, de-auna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!